așa cum obișnuim de fiecare dată să ne rugăm pentru cauze. În lumea aceasta, oamenii au multe probleme și cea mai gravă boală care predomină lumea, Terra, este cancerul. Ați auzit de ea, nu? Cancerul. Doctorii spun de multe ori, noi nu mai putem să facem nimic. Dar fratele Vasile vorbea de Dumnezeu așa de mare și vreau să vă spun că Dumnezeu vindecă cancerul. Aleluia! Cu 23 de ani în urmă, eu aveam 20 de ani, liberat din armată, tatăl meu era bolnav de cancer. Cancer la corzile vocale. Cred că atunci a fost prima dată când a făcut o rugăciune, să zic, din toată inima înaintea lui Dumnezeu, că și mi-am dat seama că dacă tatăl meu moare, eu trebuie să cresc frații mei care erau mai mici ca mine. Că eu eram cel mai mare bărbat în casă. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și l-a vindecat de cancer. Cu 23 de ani. Dacă suntem bolnavi, haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Și cea mai gravă boală, știți care este? Boala spirituală. Cancerul păcatului. De multe ori, oamenii sunt dominați de vicii și nu pot să se elibereze. Dar este unul care poate elibera. Și-a zis Ioan Botezătorul, când l-a văzut pe Iisus, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Poetul unui cântări spune, pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Am vrea ca rugăciunea aceasta, după ce vom cânta cu toții cântarea Omul din Galileea este astăzi printre noi și spune corul cântării, lasă să te atingă, dacă avem o boală fizică, să ne punem mâna și peste mâna noastră să spună mâna Dumnezeu, să ne vindece Dumnezeu. Amin. Și dacă avem suferințe spirituale, să spunem, Doamne, numai Tu poți să mă vindeci. Numai Tu poți să mă eliberezi. Numai Tu poți să-mi vii în ajutor. Poate am încercat în multe feluri. Mi-am cheltuit banii, mi-am cheltuit averea. Așa a spus femeia bolnavă. Mai am o șansă să mă ating de El. Iisus este aici în dimineața aceasta. Chiar dacă nu-L vedem fizic, El poate să ne atingă pe fiecare, slăvit să fie numele Domnului. Deci haideți să lăudăm cu Domnul, pe Domnul cu această cântare și toți vom intra în rugăciune înainte Domnului. Să vedem cu cauzele noastre, cu dorințele noastre și Domnul este acela care are putere să lucreze. Amin. Amin.